A fost panică ieri seară în comuna Gruia, acolo unde un incendiu de proporții a izbucnit la o pensiune. Imobilul a ars din temelii, având în vedere că era construită din lemn. La fața locului au fost mobilizate forțe impresionante, două autospeciale cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul stației Vânjumare, dar și două autospeciale cu apă și spumă din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la întreaga pensiune pe o suprafață de circa 200 de metri pătrați. Seara trecută, pompierii mehedințeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o pensiune în localitatea Gruia. La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență trei echipaje de pompieri din cadrul stației Vânjumare, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, dar și două echipaje din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin, cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcție din lemn. Pompierii au stins incendiul, nefiind înregistrate victime. Persoanele cazate în pensiune în momentul izbucnirii incendiului s-au autoevacuat. De altfel, nu toți turiștii se aflau în imobil, unii erau plecați din pensiune. Pagubele materiale sunt însemnate. În acest caz s-a deschis o anchetă pentru a se stabili cauzele producerii incidentului.